Stimați telespectatori, urmăriți știrile. Mă numesc Cristina Iovanovici. Întreprinderea Putevi Sârbie vă informează că până pe 10 noiembrie 2016, din cauza lucrărilor de reconstrucție a pasajului de cale ferată pe calea ferată podul de la Pancova-Pancova, regimul de trafic va fi schimbat pe drumul național 1B numărul 10 Belgrad-Pancova, în direcția spre Belgrad, sub pasajul pe drumul spre Zrenjanin. Din direcția Pancova către Belgrad vor fi secțiuni care nu pot fi folosite, iar în direcția de la Belgrad la Pancova, traficul se va desfășura în mod obișnuit. Lucrările vor fi asigurate în mod adecvat cu semne de circulație temporare și cu echipament corespunzător. Se face apel la toți participanții la trafic să respecte semnele temporare de trafic stabilite și să-și adapteze viteza la condițiile pe șosele. Asociația muzicienilor din Vârșeț Sax, sâmbătă 10 septembrie, începând cu ora 18, la pavilionul de muzică, organizează promovarea celul de-al doilea festival pentru copii Cântăm din inimă. La această promovare vor participa și câștigătorii ediției 1 a festivalului și membrii asociației Lumea Mea Magică, care vor organiza un program de divertisment pentru copii. Festivalul pentru copii Cântăm din inimă este un proiect menit pentru cântăreți talentați, dornici de afirmare și succes. Scopul proiectului este de a promova valoarea artistică a muzicii și de a încuraja publicul larg să sprijine realizările culturale ale copiilor. Festivalul de muzică pentru copii Cântăm din inimă motivează copiii să-și exprime propria creativitate, oferindu-le posibilitatea de a participa activ la acest proiect. În acest fel se evidențiază adevăratul caracter social al muzicii pentru copii, care din cauza acestui festival va deține un loc special în acest context. Festivalul Cântăm din inimă are caracter competitiv și la el participă copii de vârstă între 9 și 12 ani. Se cântă cu exclusivitate muzica pentru copii ai autorilor locali. Asociația Paraplegicilor și Tetraplegicilor Paracvat Vârșați, cu sprijinul tehnic al Casei Ortopedice Humanis din Belgrad, pe data de 7 septembrie de la ora 11 până la ora 13, organizează o acțiune gratuită de control medical, analiza piciorului și gleznei și a posturii corpului. Acest control permite ca într-un timp foarte scurt să se obțină o imagine exactă și detaliată a situației în care se află picioarele și în mod aparte punctele din corp care sunt sub cea mai multă presiune. Pe această bază se determină măsurile corespunzătoare care trebuie luate pentru a îmbunătăți postura corectă și a corpului, precum și branțurile pentru tălpi. Mai multe informații se pot obține la numerele de telefon 013 403 703 și 065 555 0692 în zilele lucrătoare între orele 11 și 13 sau la adresa Asociației Paracvat Vârșați la Bulevardul Miloș Obilici, numărul 10. Clubul de alpinism și schi Železničar din Vârșeț organizează deplasarea la deja bine cunoscută cursă din Serbia, numită Sokolov Put, care este programată pentru 15 octombrie. Sokolov Put este un traseu bine cunoscut pe muntele Sava, de la Nișca Banja până la cel mai înalt vârf Trema, care se află la 1810 de metri deasupra nivelului mării, cu o lungime de 22 de kilometri. Cursa de toamnă, desigur, va fi interesantă și plăcută la ochi, iar condițiile meteorologice ar trebui să fie bune. În caz de condiții meteorologice nefavorabile, cursa va fi amânată pentru a doua zi. Data limită pentru înregistrare este 30 septembrie, iar ghidul este Vladimir Gherga. Clubul de volei Bană din Vârșeț a început cu înscrierea noilor membri și în grupul feminin, dar și masculin. Se efectuează înscrierea noilor membri în grupul feminin pentru persoane născute în anii 2003, 2004, 2005 și 2006. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 063-259-780, iar antrenorul este Dușan Pavlovici. La fel se face și înscrierea noilor membri în grupul masculin pentru persoane născute în anii 2004, 2003, 2002 și 2001. Toți cei interesați pot obține mai multe informații cu privire la acest grup la numărul 061-651-6989. Antrenorul este Igor Santrac, iar antrenorul operațional Dalibor Pavlovici. Până la sfârșitul primei săptămâni se așteaptă vreme mai caldă, schimbătoare și nestabilă, cu o frecvență crescută de ploaie în unele locuri sau cu ploi scurte, însoțite de descărcări electrice. Temperatura zilnică a aerului va fi peste medie între 19 și 23 de grade.
Dimineața, temperatura va avea o valoare în intervalul de la 14 la 17 grade, iar temperatura zilnică cea mai mare, cu fluctuații ocazionale, va fi de la 24 la 28 de grade. Din 6 septembrie vor exista condiții pentru precipitații scurte, urmate de grindină, vânturi furtunoase și ploi abundente. În perioada cuprinsă între 11 și 26 septembrie se așteaptă ca vremea să fie mai caldă și cu precădere uscată, cu temperatura medie a aerului peste media pentru această perioadă și anume de la 18 la 22 de grade. Dimineața temperatura va prezenta valori în intervalul de la 11 la 16 grade, iar cea mai mare temperatură ziua, cu fluctuații ocazionale, va fi de la 22 la 28 de grade Celsius, iar la începutul cele de-a doua și a treia decade a lunii septembrie până la chiar 30 de grade. În jurul zilelor 12, 16, 21 și 25 septembrie se preconizează precipitații locale însoțite de descărcări electrice. Pe 21 septembrie vor fi condiții pentru apariția unor precipitații scurte, urmate de grindină, vânturi furtunoase și ploi abundente. Pe la sfârșitul lunii septembrie se așteaptă o perioadă de vreme mai caldă, însă schimbătoare, cu ploi și averse dese, însoțite de descărcări electrice. Temperatura aerului medie va fi puțin mai mare decât media sau în jur de medie pentru această perioadă și anume de la 14 la 19 grade. Temperatura de dimineață va avea o valoare în intervalul de la 11 la 14 grade, iar cea mai mare zilnică de la 17 la 23 de grade Celsius. Prietenul prognozei meteo. MTS, aveți prieteni. Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme schimbătoare cu cer parțial acoperit de nori și ploaie ușoară. Valorile termice vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade Celsius. Vântul schimbător suflă cu viteze de până la 3 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme schimbătoare cu intervale însorite. Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 17 grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 28 de grade Celsius. Vântul schimbător va sufla cu viteze de până la 5 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!